În ce stadiu sunteți cu lucrările și ce sperați să terminați în anul acesta? Da, într-adevăr, profităm de orice zi în care timpul este bun. Vă pot spune că lucrările în acest moment sunt undeva în proporție de 30% realizate, unde sunt începute fundația la tribune, spațiile de tribune și spațiile de cazare, că în spatele care se află în spatele nostru. Toate aceste lucrări, cât sperați din ele să fie gata în anul acesta? E adevărat că depindeți de vreme, depindeți de eu știu, zăpadă sau ploi și așa mai departe, dar ce v-ați propus pentru acest an? Constructul ne-a asigurat că până la începerea iernii, clădirea din spatele nostru va fi finalizată ca peste iarnă să se poată lucra la interioare. Același lucru se va întâmpla și cu tribunele. Înțeles. Clădirea aceasta din spate este zona de cazare, presupun. Da, zona de cazare unde sunt 20 de spații de cazare duble cu băi proprii, sală de conferințe, bucătărie, vestiare pentru sportivii care vor fi în deplasare. Bun. Ca și termen, un termen realist, în funcție de cum evaluează lucrările, ce sperați pentru anul viitor? Când credeți că ar putea să fie gata acest complex? Termenul final este august 2018. Noi sperăm să ne încadrăm în acest termen.